încrederea conducerii care este alături de noi din toate punctele de vedere, atât moral cât și financiar. În aceste momente suntem foarte bine. Avem nevoie, cum ai spus și tu, de o continuitate, să încercăm să nu mai avem aceste fluctuații de formă, pentru că câștigi foarte ușor încrederea suporterilor, dar pe de altă parte poți să le pierzi la fel de ușor. Da, suntem la Dinamo, noi întotdeauna am fost pretențioși, știm, înțelegem situația economică, înțelegem întinerirea lotului, dar întotdeauna vrem rezultate. Ne uităm către fruntea clasamentului, așa am fost, așa ne-am născut, așa suntem. Așa este, aveți dreptate. Să știți că întotdeauna echipele care joacă împotriva lui Dinamo se motivează exemplar, dau peste 100% și asta am încercat să le transmit și eu colegilor mai tineri, pentru că suntem la Dinamo, luptăm pentru culorile clubului, luptăm pentru ceea ce înseamnă Dinamo și de aceea ne este foarte greu, pentru că întâlnim echipe mai mici ca noi și trebuie să fim mereu concentrați, pentru că altfel ne va fi foarte greu, pentru că sunt jucători care poate și și-ar fi dorit să joace la Dinamo și n-au avut șansa. Așa este. Și noi trebuie să profităm de această șansă, de acest lucru și să facem performanțe, pentru că sigur vom rămâne, ar fi păcat să nu rămânem în istoria acestui club cu trofee câștigate. Exact. Este șansa noastră. Corect. Eu te felicit pentru că gândești așa, îți dau un exemplu. Știu că ai jucat ani de zile, 5 ani mi se pare, sau 6 ani la Universitatea Craiova. Așa este. Acolo nu știu cât trăiau suporterii, sunt suporteri pătimași, oltenii sunt suporteri pătimași. Sunt, sigur. Nu contest, dar, de exemplu, la Dinamo noi suferim și când pierdeți în meciurile amicale. Am observat acest lucru. Dacă îți vine să crezi, și atunci când jucați meciuri amicale, noi le tratăm și le judecăm exact ca pe meciurile oficiale, deși poate nu e corect, pentru că acolo se întâmplă, știi foarte bine, sunt scheme care se exersează și așa mai departe, formule de joc. Așa este, dragostea pentru Dinamo este imensă, am simțit-o pe propria piele absolut toți și asta nu poate decât să ne bucure, pentru că știm că indiferent, jucând, că jucăm în deplasare, că jucăm acasă, avem milioane de suporteri lângă noi și asta nu poate decât să ne bucure, ne bucur. Am văzut după acest meci cu Rapid un clip pe net dintr-un bar sau ceva de genul, suporteri dinamoviști cât s-au bucurat. Exact, cât de mult s-au bucurat, vă dați seama că pentru noi este o bucurie dublă când îi vedem că ei sunt fericiți. Da, Ștefan, ai jucat ani de zile la Craiova, ești din Craiova, urmează un joc cu noua Craiova, ca să spun așa, deși din punctul meu de vedere CSU nu se poate compara ca tradiție, ca nimic cu Universitatea. Bine, nu vreau să supăr... Din Craiova mă refer la conducere. Exact, nu are nicio legătură cu conducerea, dar totuși Universitatea a avut niște rezultate, CSU trebuie să demonstreze. Așa este, sunt la început de drum, trebuie să demonstreze prin rezultate. Trebuie să se gândească că vin la Dinamo și nu le va fi deloc ușor. Știu cum gândește suporterul oltean și cât de mult își dorește o victorie împotriva lui Dinamo. Dar vă asigur că nu le va fi deloc ușor și că vom face absolut tot ce ne stăm puțin să câștigăm cele 3 puncte. Sigur, avem o singură înfrângere, dar acolo în teren, care a fost adversarul cel mai dificil pe care l-ați întâlnit până acum, din punctul tău de vedere? Să știți că am întâlnit o echipă foarte arțăgoasă și foarte determinată, FC Botoșani. A fost echipa care ne-a pus într-adevăr foarte mari probleme. Da, a fost fantastică revenirea voastră în 9 jucători. A fost incredibilă, o revenire fantastică, nu ne așteptam și cred că acolo cu puțin noroc puteam să întoarcem jocul. Acum, sigur, făcând o glumă, se pare că jucăm mai bine în inferioritate numerică decât 11-11. Da, e adevărat. Paradoxal, dar cel puțin cele două jocuri asta au demonstrat. Sigur, bine, trebuie să facem jocuri bune și 11-11, pentru că nu putem să avem mereu jucători eliminați, pentru că asta ne afectează pe meciurile viitoare. Sigur, acum Nedelcearu va lipsi, te întreb acum, există șansa să rămâi acolo, fundaș central? Nu știu, asta nu știu, de-abia a început săptămâna, am avut un antrenament, mister știe ce are de gând zilele următoare.
Da, dacă se va decide că eu să joc fundaș central și crede că voi fi folositor acolo, acolo voi juca. Așa este. Fane, eu îți mulțumesc frumos pentru interviu. Te mai așteptăm la noi la Radio Dinamo 1948. Sigur că o să fim un număr mare, cred eu că o să fim un număr mare împotriva celor de la CSU Craiova, pentru că evoluția voastră bună a creat o nouă emulație în jurul echipei. Cel puțin asta simt eu, testând puțin reacțiile suporterilor noștri, cel puțin pe internet. La meciuri... Credeți-mă că și noi chiar am vorbit azi și simțim același lucru. Simțim că veți fi număr foarte mare la acest meci. Și trebuie să, ca suporterii să ne poarte pentru, spre o victorie mare împotriva Craiovei. Da, avem nevoie, pentru că urmează o perioadă apoi dificilă, vom avea meci la Cluj, dacă nu mă înșel, cu... Da, la Cluj. După care acasă cu Pandurii, care iată, îmi citeam acum un scor șocant, după ce la pauză era 0-0, Pandurii Oțelul 0-3, Oțelul a înscris 3 goluri în 3 minute. Da, incredibil. Exact, absolut incredibil. Iar apoi va urma derbiul cu rivalii noștri de la Steaua. Pane, îți mulțumim frumos, succes în ceea ce faci. Vă mulțumesc și eu. Și abia așteptăm să aplaudăm următoarea voastră victorie. Seară bună. Vă așteptăm cu mare drag, seară bună, mulțumesc frumos.